De fapt, noi la ce folosim banii azi? Ne cumpărăm lucrurile care ne trebuie. În momentul în care ne gândim la ce ne trebuie de fapt, dincolo de bani, vrem să facem mai, vrem să facem mai înaltă, apar soluții care nu apar în momentul în care te gândești doar vreau bani. Că ce face banometrul este să mute oamenii dintr-o frică în altă frică. Adică din frica de a nu mă descurca, de a avea destui bani, în frica de ce fac cu atâția bani sau ce fac cu banii ăștia. Da. Întrebarea este cum fac bani? Trebuie să oferi ceva care să fie suficient de valoros pentru ceilalți, în așa fel încât ei să-ți dea ce fac ei în orele pe care le stau la serviciu, echivalente banilor pe care ți i dau ție. Uite, apropo de bucla asta, să dau un exemplu. Există studii care arată că oamenilor începe să le pese de mediu după ce venitul lor anual depășește 5.000 de dolari. Deci, dacă tu nu faci undeva 25.000 de lei pe an, venitul tău net, tu ești la limita supraviețuirii în așa fel încât nu-ți pasă cu ce preț pentru mediu faci lucrurile respective. Un, un obicei pe care îl avem noi, nu suntem obișnuiți să ne valorizăm noi timpul. Intrăm în relații fără să știm ce vrem noi de la partenerul respectiv. Și asta e un lucru pe care ar trebui să-l asumăm, că băi, urmează să pierd două oră cu asta. Ce, vrei eu ce să vreau eu să aflu de la el? Care să mă ajute pe mine? Nu în general așa, nu să-i povestesc despre situația economică a României, despre care eu am păreri, care avem păreri, dar se poate întâmpla inclusiv treaba asta. Înțeleg că în momentul în care eu creez afacerea asta, eu creez o persoană nouă care trebuie să aibă un buget separat de al meu, care trebuie să aibă niște previziuni făcute pentru ea ca să știu în ce moment o să ajung să nu mai vin cu bani de acasă. Pentru că o chestie pe care o întâlnim la persoane care fac afaceri de ceva vreme este că încă nu reușesc să se pare. Toate astea se, se reduc la întrebarea: nu mai pot să mai pare așa cum pari? Îți dă cineva un pahar cu apă sau o bucată de pâine? Pentru că dacă nu ți dă nimeni, înseamnă că tu ai străduit. Să pare într-un fel pentru unii că la nu le pasă de tine. Salutare și bine v-am găsit la Gândește Diferit, un podcast ce își propune să aducă oameni cu o viziune diferită care să te ajute să vezi lucrurile dintr-o altă perspectivă. Invitatul pe care l-am pregătit astăzi va aborda un subiect destul de sensibil pentru noi și anume educația financiară. Suntem obișnuiți încă de mici să nu vorbim toate lucrurile despre bani, însă acest om care a venit în această seară are o inițiativă foarte, foarte frumoasă când vine vorba de acest subiect. Cornel, salutare, bine ai venit! Bun, Radu, mulțumesc frumos pentru invitație, mă bucur să fiu alături de tine și de ascultătorii tăi. Cornel, am descoperit, am descoperit platforma ta, noi suntem frați de platformă, cumva tu ești mai nișat, noi suntem așa, abordăm lucrurile un pic mai, un pic mai generalist. Voi v-ați dus direct în zona asta de educație financiară, Banometru se numește. Fain nume. Numele, tu l-ai găsit? Uh, nu, e foarte interesant. Numele a fost găsit, cred că, de prima agenție cu care am lucrat și era un junior la agenția aia și s-a gândit, băi, avem nevoie de ceva cu care să măsurăm situația noastră financiară, să măsurăm banii. Banometru, e metru pentru Toate bani. tare, da. Banometru. Se încurcă cu barometru deseori cu instrumentul de măsură a da. Asta uh -huh. e. Uh, Povestește-mi un pic... De ce ai ales tu să faci proiectul ăsta? Ce te recomandă, cum s-ar zice la noi în România, să faci tu proiectul ăsta și să ne vorbești despre bani? Povestește-mi un pic cum a luat naștere proiectul. Păi uh, sunt două linii pe care putem să mergem. Prima se referă la de ce eu, Cornel, fac educație financiară și fac educație financiară pentru că, deși am formare de economist, am luat un freză cu succes, m-a durut foarte tare uh -huh. și am început să caut să mă întreb de ce nu știu lucruri pe care ar trebui să le știu. Și la un moment dat am aflat că de fapt știam lucrurile respective, dar nu le aplicam, nu înțelegeam cum aș putea să aplic, spre exemplu, lucrurile pe care le învățasem la ASE, despre firme, la situația mea financiară. Uh -huh. În momentul în care am început să înțeleg, eram ca unul, convertit la o religie nouă, adică prindeam pe cineva într-un colț, explicam. Care e treaba. <laughs> Și după aia, o prietenă, zice, la un moment dat, hai să le explici unor traineri despre treaba asta cu bani, eu nu știam ce să ia și am zis, ok, nicio problemă, mergem acolo. Partea bună a fost că eram într-o locație izolată, ca urmare ei nu puteau să fugă și am asasinat cu tot ce știam eu despre bani și am intrat în alea o zi și jumate. Uh -huh. Și partea interesantă este că la sfârșit, lumea în loc să-și ia viața financiară în propriile mâini, cum imaginam eu că o să se întâmple, au început să vină rând pe rând la mine să mă întrebe, Cornel, nu vrei să investești banii ăștia pentru mine? Sau, Cornel, ce să fac în situația asta? Sau, și așa mai departe. Eu, cu mândria mea de trainer, cum știam că se cheamă așa atunci, eram cum? V-am învățat să faceți singur, faceți singur treaba asta. Ok. Câțiva ani mai târziu, un prieten se gândește că ar fi drăguț uh, să-mi uh, dea un curs de formare de formator, cum se mai cheamă formatorul trainer. Da. Și m-am dus la cursul respectiv, unde am cunoscut uh, iarăși un om foarte interesant, uh, care era formator, un, uh, Marius Donțu din Suceava, care m-a făcut să înțeleg că trainer nu e la care se simte el deștept la sfârșit, ci e la care face pe oameni să se simtă deștept la sfârșit. Încă n-am ajuns acolo ca și dar în okay. <laughs> direcția aia merg. Okay, okay. Sunt tentat din când în când să mă duc în prima în direcție. Okay. Și ușor, așa am început să, să formez, să transmit informațiile într-un mod structurat și să mă întreb ce, care sunt lucrurile de bază de care are nevoie oricine în așa fel încât să ia niște decizii financiare mai bune. Ok. Și am început să țin cursuri, și la un moment dat, în 2015, a apărut o oportunitate, și atunci s-a născut banometru, cumva, și oportunitatea asta s-a numit, cumva, venea dinspre A.N.G. Uh, și s-au dus în mod natural către cei de la Asociația pentru Relații Comunitare. Uh, Asociația pentru Relații Comunitare este o asociație din Cluj, care are la origine din Cluj și care are ca obiect de activitate filantropia. Uh -huh. Adică încearcă să stimuleze pe oameni să doneze în așa fel încât lucrurile pe care nu le poate face statul și lucrurile pe care nu le pot face companiile să fie făcute de către niște organizații non-profit. Și sunt cei care au reușit să pună băncile la oaltă ca să creeze acel formular de donație pe care îl întâlniți pe stradă uh -huh. cu face respective și se prezintă diverse cauze și tu poți să contribui în mod recurent la cauzele respective. Ca urmare, ang s-a dus către ARC și ARC a început să caute împrejur să vadă ce soluție există. Și va găsi pe voi. Ne-a găsit pe noi. Înființasem în 2013 Asociația Educație pentru Viața Reală, care are drept obiectiv educație pentru viața reală cu două De teme majore, și anume educație financiară și educație antreprenorială. Ok. Deci De ce? Că asta mă durea pe mine. În momentul ăsta, practic, v-ați unit... Banometru cu ING și cine mai e? Deci practic cei trei parteneri care sunt în momentul acesta Asociația Educație pentru Viața Reală Asociația pentru Relații Comunitare și ANG. Uh -huh. Și împreună facem acest proiect Este un proiect care se dorează prin Asociația Educație pentru Viața Reală okay. Și fiecare partener are uh -huh. cât o contribuție în zona asta Și ne ajută să funcționăm mai bine și să ajungem la cât mai mulți oameni Trebuie să le zicem oamenilor cumva de la început Că eu cumva mi-am făcut temele și m-am uitat pe platformă Ce mi-a plăcut mie Primul lucru. E gratis. Nu, trebuie, nu, e, nu e nimic de plătit acolo. Nu încearcă nimeni să te combine cu nimic, nu vrea să-ți vândă nimic. Știi cum e? Noi, românii, suntem învățați că dacă îmi dai ceva gratuit, e posibil să vrei ceva înapoi. Știi, mereu stăm în asta. Bă, ok, acum ce urmează să-mi vinzi? Vrei să-mi vinzi un credit de la ING? Ce vrei să-mi faci? Mi s-a părut foarte tare că, cumva, intenția platformei și programului în sine e. 100%, bă, ăsta e, încercăm for real să te ajutăm și vrem să facem ceva să te ajutăm și există ședințele astea 1 la 1 uh -huh. care mie mi s-au părut iarăși că cineva își dă din timpul lui ca să te învețe pe tine iarăși for free în momentul în care ai o, ai o problemă în zona asta financiară. Spune-mi un pic care din punctul tău de vedere, raportat la problemele astea financiare cu care ne confruntăm noi ca și țară, sunt principalele probleme pe care oamenii le au și de care le este greu să vorbească. Că, în mod și la urma urmei, suntem o țară care nu prea vorbim de cât, ce salarii ai, ce. Mai mult ne place să arătăm că avem bani, dar de multe ori cred că sunt foarte mulți oameni care nu au sau nu duc atât de strălucit. Ok. Cred că e greu de identificat o singură problemă. Aș vrea cumva să închid ce ai zis tu, uh -huh. și anume ing acum istoric, în 2015, când ne-am apucat, ing credea că o să meargă către clienții lui. Și a fost foarte interesant că adre ne-am adresat în prima etapă uh, unei liste de vreo 2000 de clienți, din care au venit patru. <laughs> Oameni care aveau deja probleme și care erau acolo. Și atunci ing a zis foarte frumos, hai să ne ducem către toată lumea, pentru că cu toții trăim în țara asta. Uh -huh. Și de atunci programul se adresează tuturor. Bun, tuturor cu tuturor oamenilor care, unu, au un venit, doi, reușesc ca venitul respectiv să fie mai mic sau egal cu cheltuielile pe care le au, asta înseamnă că nu reușesc să aibă bani puși deoparte și, eventual, au datorii. Uh -huh, uh -huh. Ok? Bun. Asta e publicul nostru țintă, că trei ne adresăm. Acum, inclusiv în zona asta, sunt mai multe uh, categorii de oameni care care apar, și anume, uh, oameni care vor ajutor pe o chestie punctuală, respectiv mi-a venit poprire ce fac sau. Oameni care vor să învețe fie să câștige mai mulți bani, fie să uh, cheltuie mai puțin, fie să economisească, fie să investească. Pe zona asta de investiții nu ne ducem foarte mult, pentru că de obicei dacă ai ajuns acolo se presupune că ai rezolvat da. astea alte trei dinainte. Se presupune. Avem uh, surpriza că avem diverși tineri care vin și zic eu vreau venit pasiv, faci măcar venit de vreun fel. Nu. O să fie cam dificil. Ai niște abilități, poți să creezi ceva, nu? Hai să vedem întâi cum rezolvi problema mâncării, și vedem după aia da, da, da. restul venitului pasiv. După care nu vindem nimic pentru simplu motiv că oamenii. Nu au nevoie să le se vândă nimic. Sunt în niște situații foarte dificile unii și vin în fața ta și se deschid într-o sesiune da. de unul la unul și afle lucruri pe care poate nu au vorbit cu copiii, cu părinții sau cu partenerilor de viață. Și cumva asta e o, e o mare privilegiu să fi alături de cineva și de asemenea e o mare responsabilitate Corect. să fie alături de persoana respectivă și să vezi cum faci. Să nu-l judeci, că asta e prima chestie, sau măcar să încerci să nu-l pentru că e o tendință naturală. Da. Și asta înseamnă, practic, în sesiunile de unul la unul, care sunt botezate foarte frumos că asta e metoda, așa se cheamă coaching financiar, înseamnă că tu vii la mine și în loc ca eu să fiu de undeva de sus, uh -huh. eu sunt la același nivel cu tine și te întreb, ok, care e obiectivul pe care l ai? Dacă nu-l ai încă, hai să vedem de unde ar putea să iasă obiectivul ăsta. Uh -huh. Și cum ar trebui să obiectivul ăsta? Simplu, folosești banometrul, adică instrumentul da, de da. măsurat, treaba asta, care se cheamă buget sau situații financiare, și plecând de la situația financiară pe care o are omul respectiv, pot să iasă diverse obiective pe care le are. Vrea să-și crească veniturile, să-și scadă cheltuielile, să economisească și așa mai departe. Uh -huh. Și plecând de aici, știi care e starea actuală, care e starea viitoare, vezi cum ar putea el să ajungă dintr-un loc într-altul. Și partea interesantă este că educația, în general, educația financiară, în cazul acesta, înseamnă informații, abilități și atitudini. Sau, altfel spus, ce trebuie să știi, ce trebuie să faci și cum să fii. Uh -huh. Pentru că, dacă vrei să trăiești diferit, trebuie să schimbi ceva la tine. Și asta bănuiesc că știi, că la fel și platforma ta urmărește anumite lucruri. Gândește diferit, propune o schimbare. Corect, corect. La fel și panometrul. Vrei să uh, treci din zona asta de sunt o persoană care topește to toți banii pe care îi atinge versus sunt o persoană chipzuită care economisește, asta presupune o schimbare. Da. Fiecare schimbare presupune ca persoana respectivă să treacă printr-un uh, ciclu al schimbării și să renunțe la cine e pentru a deveni cine își dorește, uh -huh, uh -huh. să se aboneze la un alt uh, club. Uh -huh. Și asta produce schimbări la nivel de apartenență, la nivel de identitate, de valori și așa mai departe. Și este motivul pentru care vrem să vorbim unul la unul. Pentru că informațiile, spre exemplu, sunt pe site. A, este un da. curs, ai acolo, sunt 14 cursuleți între 8 și 10 minute, în care am încercat să condensăm ce se poate. La sfârșitul fiecare, fiecărui curs ai trei întrebări, fiecare cursuleț ai trei întrebări, fai de lucru ca să poți să, să scrii acolo ce... Uh, Uhum. Ce ți se cere în chestia respectivă, în așa fel încât să poți să-l parcurgi singur. Nice. În cazul în care nu vrei să vorbești cu cineva. Pentru că sunt și persoane care nu vor să vorbească cu cineva, rezolvă singur și te întâlnești trei ani mai târziu, când zice, știi, m-am uitat la cursul tău, am făcut alea acolo, acum sunt în locul ăsta și vreau să mă ajuți aici. Da, da, da. da. Și asta e foarte tare, mi se nice. pare o șmecherie Altfel, mai alte informații, articole. Ai uh, zona asta de calculator de credit, unde poți să simulezi rambursarea anticipată uh, cu o sumă în fiecare lună sau cu o sumă, uh, știu eu, când primești un bonus. Uh -huh. uh, ai calculatoare de economisire. vezi să devii milionar? Ia vezi, dacă pui atâția lei departe și reușești să uh, economisești nu știu cât, cum o să, în cât timp o să ajungi acolo. Da. Știu că e denumit plictisitor, se cheamă momentul de față, calculator de economisire. Da, e, da, da, e, da, 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 da. Mă rog, o să, probabil că o să-l denumim la un moment dat. Cât mai e până devii milionar. Da. Asta e ideea. idee. Uh, noi, cumva, ca și ca și țară, ca și popor, zona asta de educație financiară nu ne-a fost predată în școală. Uite, eu mă raportez la mine, da? Uh -huh. Nu mi-a povestit nimeni niciodată despre bani, uh -huh. despre cum ar trebui să-i gestionez, cum în familia mea nu s-a discutat niciodată despre lucrurile astea. Și vreau să te întreb acum, care sunt lucrurile de bază când vine vorba de educația financiară uite, de exemplu, un om să uită acum și zice bă, da, uite, m-am uitat o oră la oamenii ăștia doi uh -huh. și după ora asta eu am înțeles că trebuie să fac asta, asta și asta primii mei pași în zona de educație financiară. Deci cumva întrebarea ar fi care sunt primii pași pe care un om ar trebui să-i facă în zona de educație financiară? Dacă este să ne raportăm la un caz ideal în care toată țara ar trebui să facă un curs, o formare în zona de educație financiară? Ok, o să răspundem la întrebarea asta, care sunt primii pași, uh -huh. și după aia o să discutăm și despre țara care face sau nu face educație financiară, okay, dacă okay. vrei. Da. So, primii pași pe care ar trebui să-i facă sunt uh, următoare. Unul, Să vadă în ce situație se află. Și asta înseamnă să uh, fie în stare să scrie pe o bucată de hârtie sau un telefon sau într-o aplicație, unde preferă el, câți bani face și din ce face chestia asta. Adică, dacă face salariu, scrie ce salariu acolo venitul net, cât îi rămână în mână uh -huh. și trece bonurile acolo. Dacă mai are acțiuni, obligațiuni, știi trece veniturile de acolo. Dacă are chirii de nu știu unde, își trece acolo veniturile. Bun. Și atunci află câți bani face el acum. După care urmează partea cea mai tristă, aia pe care mulți nu vor să o confrunte și anume cât mă costă viața asta. Cât cheltuie. Cât cheltuie eu în fiecare lună. Uh -huh. Nu vor să confrunte asta pentru că în momentul în care confrunți treaba asta, s-ar putea să afli niște lucruri despre tine care poate nu coincid cu imaginea pe care o ai tu despre tine în momentul ăsta. Da. S-ar putea să afli, spre exemplu, că tu cheltui mai mult decât câștigi. E o situație. S-ar putea să afli că te-ai suprandatorat. S-ar putea să afli multe lucruri pe care poate le bănuiești. Dar în momentul în care te apuci să faci asta, se întâmplă un lucru foarte fain și anume, în momentul în care doar bănuiești cât câștigi și tu te zbați în fiecare lună și vezi că nu-ți ajung banii, tu bănuiești că se întâmplă ceva și problema ta are niște dimensiuni foarte mari. E un nor mare negru care e deasupra capului tău. Uh -huh. În momentul în care te apucă și ai scris cheltuielile acolo, deja în momentul ăla durerile devin foarte mici specifici. Da. Anume, cheltui atâția bani și nu mi-ajung aici. Aș putea să renunț la, pentru că nu ai foarte multe uh, direcții în care poți să duci matematic, te poți duce în patru direcții late. Ok. Uh, și anume, să-ți crești veniturile, să-ți cazi cheltuielile, să vinzi din ce ai, asta suntem în situația în care veniturile sunt mai mici decât cheltuielile, uh -huh. și după ce ai terminat de consumat ce ai avut pus deoparte, să începi să te îndatorezi și aici poți să te îndatorezi până la un limit. Deci da. practic tot timpul noi încercăm să rezolvăm problema asta a cheltuielilor pentru că oamenii mănâncă în fiecare zi. Și altfel spus, problema asta o rezolvăm fie uh, oferind servicii altor oameni, angajându-ne, vânzându-le produse și așa mai departe, care în schimb îți dau bani sau produse în schimbul serviciilor pe care le dai, sau consum din ce ai deoparte, fie că ai făcut tu și ai pus deoparte, fie că ți-au lăsat ai tăi niște lucruri, uh -huh. dar alea vin cu un cronometru lângă ele pentru că se termină la un moment dat. Correct. Și partea asta, după ce s-au terminat asta, poți să te îndatorezi sau poți să uh, alegi să schimbi structura datoriilor. Uh, spre exemplu, ai carduri de credit și poți să alegi să le transformi în credite de nevoi personale. În așa fel încât să poți să scapi de ele la un moment dat dacă ăsta este obiectivul tău. Uh -huh, uh -huh. Fiecare om are obiective diferite și nu neapărat ce ți iese acolo e și ce vrea el să facă. Da, da, da. Dar în momentul ăsta e prima situație. Vezi care este situația ta financiară, după care încep să-ți faci un buget. Bugetul ce înseamnă? Bugetul înseamnă că trebuie să planifici luna următoare sau anul următor, îți imaginezi, stai tu pe scaun așa și te imaginezi, băi, ce-aș vrea să fac eu luna asta, spre exemplu, decembrie? Pui, mi-ar plăcea să uh, iau de moșnicul la la copii, nu știu ce. Mi-ar plăcea de Crăciun să facem nu știu ce, mi-ar plăcea de anul să facem nu știu ce și în restul timpului să trăim ca de obicei sau mai bine sau mai prost fiecare uh -huh, uh -huh. cu obicei. Și după aia transformează în bani. Și deja ți-a și predicția, uite, atâta urmează eu să cheltuiesc. Ia să văd, câți bani urmează să fac? Atâția. Se potrivesc? Există un balans? Dacă nu, de unde mai fac mai mulți bani? De unde mai tai? Pot să mai vând ceva care nu mi-e de folos sau nu știu ce? Sau pot să mă împrumut? Aș, asta, pot să mă împrumut, este prima idee care vine oamenilor și, din păcate, nu e cea mai fericită. Uh -huh, uh -huh. Pentru că ideea este să drept spre, hai să văd cum pot să produc ceva în loc să-mi vând timpul meu din viitor, ca să-mi faci un credit, eu urmează să lucrez și îmi vând viața pe care o lucrez în momentul în care iau creditul. Viața mea viitoare lucrătoare viitoare, de aici, da. de aici, de pe Pământ, nu uh -huh, de uh -huh, dincolo. Uh -huh, uh -huh. Ok? Ok, deci practic primul pas ar fi ca oamenii să confrunte care este situația lor din momentul actual, adică să pună pe foaie, simplu, da, să pună ce pe încasează, pe foaie. ce cheltuiesc ce cheltuiesc, ce au și ce au de dat. Asta, active și datorii, Ca sunt cele patru chestii. După ce te-ai uitat aici, te uiți și vezi ce sunt dispus eu. Soluțiile sunt simple. Trebuie să-mi veniturile, să rămân la aceleași cheltuieli sau să le scad și asta înseamnă în primul rând să elimine risipa, că arunc mâncare, că am abonamente pe care le plătesc și nu le folosesc sau am lucruri care îmi zac prin casă și nu sunt de folos să scap de ele, să eliberez liberez spațiu, să fac loc pentru alte lucruri din viața mea sau mă îndatorez dacă e cazul, și aici, dacă mă îndatorez, aleg să înțeleg despre ce e vorba, pentru că un credit e o pârghie care te poate ajuta foarte mult, dar de asemenea te poate lovi foarte tare dacă nu este folosit cu cap mm -hmm. și în cunoștință de cauză. Ok. Um, mi-am pus pe foaie, mi-am calculat frumos care sunt încasările, care sunt cheltuielile. Eu trebuie să-mi definesc un obiectiv, adică Cine ar trebui să facă treaba asta de a-și calcula, de a-și pune pe foaie? Oricine sau cineva care se află într-o situație specifică? Oricine, asta este baza. Deci să te apuci să-ți faci calculul ăsta, să știi de unde pleci și să-ți scrii, să faci după aia bugetul, care înseamnă de fapt această situație financiară doar că mai încolo. Cum ai vrea tu să arate situația asta pe care o ai acum, peste un an, peste 2, peste 3, peste 5? Asta cred că ar trebui să-și facă oricine. Și din ce am discutat cu persoane care au ajuns în zona de investiții, spre exemplu, Adică, câștigă mai mulți bani decât consumă în mod regulat și, de diferența aia, își cumpără niște lucruri care să le aducă bani, ca asta e definiția investițiilor, persoanele respective fac asta pentru că reușesc să țină banii sub control. Pentru că reușesc să treacă de unele credințe, cum ar fi credința că dacă îmi țin evidența cheltuielilor, sunt zgârcit. Că e foarte interesant. Bugetul, proiecția asta, funcționează da. în strânsă corelație cu evidența cheltuielilor. Adică, eu îmi propun să fiu persoana asta. Asta e bugetul. Și după aceea când mă apuc, strâng bonurile ca să văd pe ce am cheltuit sau pur și simplu am în aplicație notez, pentru da? că am dat cu cardul sau mi-am notat, în momentul ăla văd cine sunt eu în mod real și ce diferență există între cine îmi imaginez eu că sunt da, și nice. cine sunt eu în mod real. Și în nice. momentul ăsta bugetul și evidența cheltuielor se transformă în niște instrumente de dezvoltare personală. Pot să văd ce am de făcut ca să ajung persoana respectivă. Pentru că spuneam că educația se întâmplă la trei niveluri, informații, ce trebuie să știu, Abilități, ce să știu să fac și să fiu în stare să fac, și atitudini, adică cine sunt. Uh -huh. Și, nu evident, că fiind cine ești acum, nu, nu o să te comporți diferit, dacă nu o să te comporți diferit, nu o să obții rezultate diferit. Corect. Și, apropo de asta, educația financiară de care tot povestim se face și în școală, poate nu la nivelul la care ar trebui, dar se face în sensul în care avem ore de uh, educație antreprenorială, avem uh, ore de economie. Și mai nou există ca, mai nou, există de niște ani, educație financiară ca disciplină opțională la toate clasele, plecând de la clasa 1 până la clasa 12. Ok, nice. Dar ca idee, astea sunt printre primele ore la care oamenii chilesc. <laughs> Cum și asta Giuliam, e foarte interesant. Exact. De la sport, nu știu. <laughs> da, exact. Și ce e interesant este că fix abilitățile care îți trebuie la sport ca să reușești, îți trebuie și în zona de educație Corect, financiară și în fiecare parte din uh, viața noastră, doar că noi cumva le punem pe niște sertărașe și învățăm într-un loc să fim foarte, într-un loc să fim foarte buni. Adică, spre exemplu, mergem la box, învățăm să dăm uh, cu pumnul într-o anumită manieră, uh, jocul de picioare, mișcare, nu știu da. ce. Sunt niște lucruri pe care trebuie să le știi, după care niște lucruri pe care trebuie să știi să le faci și după aia să te vezi învingător și asta e o atitudine. Asta se aplică și la bani. Trebuie să știi niște lucruri despre cum să-ți faci situația asta financiară? Cum să te promoți când să te împrumoți? Ce lucruri poți să-ți cumperi când vrei să le cumperi să iei bani? Cum să faci să cumperi cu cap, adică să nu mai risipești banii? Uh -huh. După care, astea sunt lucruri pe care trebuie să le știi. După care chiar trebuie să le faci. Că mulți dintre noi știu să le fac. Le știu, dar nu le fac. Sau nu știu cum să le aplice la situația lor, pentru că iau de bună o rețetă pe care o au auzit undeva, la televizor sau nu știu cine. Diverse procente. Trebuie să Mănânci de atâta, să da, bei da. de atâta și să dormi de atâta. Ok, poate alea se potrivesc cu unei persoane într-un anumit moment în viață, dar dacă persoana respectivă, nu știu, își găsește un partener, lucrurile astea se schimbă. Corect, corect. Dacă în cuplul lor apare un copil, lucrurile alea, astea iar se schimbă. Și atunci apare ideea asta de a adapta niște principii la viața ta. Uh -huh. e, chestia asta se luptă un pic, se bate cap în cap cu lucruri care se întâmplă în momentul de față în școala românească și anume, unu, avem abandon școlar ridicat, doi, uh, o parte din cei care termină sunt analfabeti funcționari, adică nu știu cum să aplice niște lucruri la viața lor reală. Și foarte interesant, apropo de asta, am făcut în primăvară o chestie care se numea permis de credit, unde am fost și am întrebat oamenii ce știu ei despre... Uh, Creditele pe care le au, în așa fel încât să-și pună întrebarea, băi, eu folosesc niște produse, știu eu la ce m-am băgat sau nu știu, am semnat acolo ca primară. Și realitatea arată că mulți dintre ei nu știu ce-și cumpără, dar e foarte interesant că aceleași persoane, în momentul în care își cumpără un telefon, știu ce diagonală are, știu ce procesor are, știu ce uh, <laughs> da, soft are, da. dar nu învață despre uh, credit, pentru că e vorba acum să-și rezolve o nevoie sau o dorință. Nu învață ce înseamnă aia rambursare, ce înseamnă rambursare anticipată, plăți șalonate și așa mai departe. Un limbaj care e specific și care e simplu de înțeles. Oamenii nu înțeleg de asemenea crocente se prăduau în clasa a 5 sau a 6. Uh -huh. Și atunci îți spune unul, zice, ai a, a, credit cu dobândă 1% pe zi? Și altul vine și îți spune, ai credit cu dobândă 1% pe an? Și oamenii nu înțeleg diferența între asta. De, de, și chestia este în cuvinte. Înseamnă 1% pe zi, înseamnă că pentru fiecare zi în care eu țin 100 de lei pe care tu mi-ai dat-o, trebuie să plătesc un leu. Da. 1% pe an înseamnă că pentru fiecare 100 de lei pe care tu mi-ai împrumuți, timp de un an de zile, eu trebuie să-ți dau un leu înapoi. E, în momentul în care muți prima spre hai să văd ce înseamnă pe an, înseamnă că eu ca să țin 100 de lei 365 de zile, o să trebuiască să Trebuie te plătești pe tine da. cât un leu timp de 365 de zile, adică 365 de lei într-un an, în loc de un leu într-un an pentru aceeași sută. Asta, e diferența, asta înseamnă educație financiară, spre exemplu. E o formă de educație financiară. Practic, rolul educației financiare este să răspundă la întrebările astea. Cum fac mai mulți bani? Sau cum reușesc să vând eu abilitățile pe care le am, în așa fel încât să pot după aia să trăiesc o viață pe care mi-o doresc? în care să-mi permit lucrurile pe care mi le doresc, în timp ce am grijă și de mine la de mâine, adică reușesc să-mi pun niște bani deoparte, să-mi crez un fond de urgență, să mă păzesc de situațiile neprevăzute care pot apărea, sau să mă păzesc de situația de pierdere a venitului, caz în care îmi creez un fond de siguranță și ghișce investițiile în sine, adică îmi cumpăr niște lucruri care să-mi aducă bani, sunt tot un mod de protecție împotriva situației acestea în care fie nu mai pot să mai lucrez, fie am rămas fără obiectul muncii. Și atunci da. dacă am niște lucruri care îmi aduc niște bani, practic sunt folosite de alte persoane sau alte persoane și le doresc, adică pot să vând cuiva sau pot să închiriez cuiva lucruri respectiv, în momentul respectiv, persoana respectivă dă cu ce produce ea, își dă viața ei lucrătoare ca să folosească uh -huh. chestiile respective și eu pot să mănânc. Că asta e problema pe care încerc să o rezolv în fiecare zi. Da. Am niște cheltuieli. Care sunt cele mai distructive comportamente cu care voi v-ați întâlnit de-a lungul proiectului Banometru? Am văzut că sunt undeva la 20 și ceva de mii de oameni care au, care au intrat în platformă, care au făcut ședințe de coaching și așa mai departe, overall. Și mă gândesc că România are niște comportamente distructive când vine vorba despre bani și educație financiară pe care le avem de... Gen, dau un exemplu. Nu îmi zici tu mie ce să fac cu banii mei. Uh -huh. Mai bine să nu știe oamenii cât încasez eu, că mai bine să pară că am decât că n-am. Da, sunt, din păcate sunt o mulțime de comportamente destructive pe care le avem. Unele dintre ele sunt comune tuturor oamenilor de pe planetă, adică nu vreau să ne uh, imaginăm că suntem mai proști da. decât suntem, că nu suntem. Iar altele vin din zona istorică pe care o avem. Respectiv, dacă uh, părinții mei, eu am 48 de ani, da? părinții mei au trăit în comunism, eu am prins o bucată din comunism. Uh -huh. Atunci, ce educație financiară putea să-ți dea, în condițiile în care uh, tot ce puteai să faci să depui bani la cec, să împrumuți bani de la casa de ajutor reciproc? stăteai cu chirie în apartamentul de la fabrică și ca urmare trebuia să prinzi un post la fabrică, cu cât mai sus, cu atât mai bine, cu cât erai mai educat, aveai șanse să primești un post mai sus. Ca urmare, învățătura pe care o primeai de la părinți era adaptată momentelor respective și spunea, du-te la școală, învață, pentru că dacă o să fii foarte bun, o să reușești să intri la liceu, o să reușești să intri la facultate și pe la 40 de ani o să fii foarte bine. Da. O să ai de la fabrică apartamentul, dacă ai copii, se duc la școală gratuită și așa mai departe. E, în momentul în care a apărut capitalismul, acum 30 și un pic de ani, toate lucrurile astea au căzut în cap. Da. Și lumea a început să învețe. Toată lumea a luat de la zero. Nu știa nimeni. Părinții tăi n aveau cum să te învețe, să devii antreprenor, dacă ei nu avuseseră ocazia să facă asta, să-și asume riscurile astea. La fel, au fost o grămadă de cepe care s-au întâmplat în perioadele respective, și asta au făcut ca încrederea oamenilor în instrumente financiare, în bănci, să, să cadă întâi în cap, după care, pe măsură ce piețele s-au reglementat, oamenii au început să învețe. Acum suntem într-o stare foarte bună, sau cea mai bună stare din punct de vedere al educației financiare uh -huh. din ultimii, nu știu, 60 de ani, 70 de ani. Bun. Pe de altă parte, avem în continuare o grămadă de credințe legate de noi și legate de bani care ne împiedică să luăm decizii financiare mai bune. Spre exemplu, uh, hai să zicem o credință legată de noi care uh, duce în zona asta. Nu sunt important sau nu merit. Okay. E foarte interesant că noi ca părinți reușim să ne traumatizăm copiii în felul ăsta fără să vrem. Uh, spre exemplu, vorbim la telefon și vine uh, copilul și te trage de pantaloni și zice, tată, vreau să vorbesc cu tine și tu îi zici, e important ce fac eu acum și copilul înțelege, eu nu sunt important. Tu n-ai vrut să faci asta, dar la copil asta rămâne. Și asta înseamnă că în momentul în care el trebuie să vină să ceară o mare de salariu pentru că are o productivitate crescută, face mai mult decât toți ceilalți, el nu o să vină pentru că el nu e important și pune pe ceilalți în, înainte. Da. Pierde niște bani într-o situație, nu o să-și ceară drepturile pentru că nu e suficient de important. După care, nu ne dăm timp să învățăm să învățăm cuvintele și definițiile lor, să înțelegem ce sunt. Banii, spre exemplu, sunt un instrument care permite schimbul, care permite evaluarea bunurilor, care permite pentru o perioadă tezaurizare, adică păstrarea valorii pentru o anumită perioadă de timp. Dar sunt un instrument. În momentul de față nu mai valorează nimic. Sunt doar o convenție între noi, că dacă suntem dispuși să plătim, să primim bani ca salariu, uh -huh. mega o să ne primească, sau orice alt magazin o să ne primească banii respectiv și o să ne dea apă, plată și lămâie. Corect. Și statul garantează că o să se întâmple treaba asta, da? Asta sunt banii. Dar cu toate astea, oamenii își doresc în continuare bani. De fapt, noi cu ba la ce folosim banii ăștia? Ne cumpărăm lucrurile care ne trebuie. Uh -huh. În momentul în care ne gândim la ce ne trebuie, de fapt, dincolo de bani, vrem să facem mai, vrem să facem mai înaltă, apar soluții care nu apar în momentul în care te gândești doar vreau bani. La fel cum multă lume crede că în momentul în care o să aibă bani o să fie fericită. Nu are nicio legătură cu asta. Banii trebuie să rezolve niște probleme. Fericirea se uh -huh. rezolvă în alt fel. Și atunci, întrebarea este cum fac bani? Trebuie să oferi ceva care să fie suficient de valoros pentru ceilalți, în așa fel încât ei să-ți dea ce fac ei în orele pe care le stau la serviciu, echivalente banilor pe care ți-i dau ție. Da. Trebuie să se dea ceva valoros. După care ne dorim să părem uh, cine nu suntem. Pentru că există presiune din împrejur, există tot soiul de modele care sunt promovate în media și social media. Da, e mi se pare că este și o presiune socială în zona de, de a reuși, adică să împinge asta, că dacă bă, trebuie să reușești neapărat să ai succes, să știi, te împinge, fără cumva. a se defini în mod necesar succesul. Și asta e foarte interesant, că de vreme ce cumva e viața ta, și aici vine altă chestie foarte importantă și anume faptul că nu ne asumăm responsabilitatea, zicem, tata trebuie să mă învețe mama, societatea, școala, guvernul, nu știu ce. Până în momentul în care tu nu-ți asumi că asta e viața ta și că de fapt nimeni nu-i pasă de tine în afară de câțiva care te vezi necondiționat, Corect, da. e, cu cât mai repede accepti treaba asta și îți dai seama că viața ta o să arate fix cum o faci tu să fie, Până în momentul respectiv, o să dai vina pe altcineva și asta nu e constructiv. Bun. Și atunci asta înseamnă să-ți asumi responsabilitatea. După care, te duci în partea asta altă și zici, ok, mi-am asumat responsabilitatea. Ce am de făcut? Păi, întâi mă informez, încep să caut căți, cursuri și nu știu ce. Uh -huh. După care, mă întreb, vreau eu să accept presiunea asta socială? Adică, știu că mi se spune, trebuie să te însori, trebuie să faci copil, trebuie să. Faci o casă, să o fântână, să plantezi un copac. Da. Foarte frumos. Și uh, lumea e de bune astea, pentru că părinții tăi ți le-au spus, ți le-au spus cu o intenție bună la un moment dat. Corect. Se mai potrivește cu societatea actuală, se mai potrivește cu cine ești tu în societatea actuală și cu modul în care te vezi tu, da sau nu. Dacă nu se potrivește, tu o să alegi după, alergi după obiectivele astea o perioadă și în momentul în care o să le împlinești, nu o să găsești nimic acolo decât faptul că ai respectat niște rețete și ești într-un loc care pentru altă a fost un loc foarte bun, dar care pentru tine s-ar să nu fie cel mai bun loc în care îți doreai tu să fii. Și atunci apare o zonă de, în care tu trebuie să te cunoști pe tine să afli ce vrei tu de fapt. Și când afli ce vrei de fapt, lucrurile încep să se simplifice. Când ai un obiectiv, când ai un obiectiv, o cheltuială poate să fie bună sau mai puțin bună. Adică e bună dacă te ajută să te atingi obiectivul, nu e bună dacă te îndepărtează de obiectiv. Dacă nu ai niciun obiectiv, orice cheltuială e la fel de bună. Nu, nu, apar, nu ai criterii de discriminare. Și cumva, educația se presupune că o să-ți dea niște criterii după care tu să poți să iei propriile decizii dacă asta ți se potrivește ție sau nu. Uh -huh. Altfel, o să încerci să pari. O să încerci să pari slab, o să încerci să pari frumos, o să începi să pari în modul în care crezi tu că se așteaptă ceilalți de la tine să pari pentru a fi acceptat acolo, pentru a fi respectat acolo. Și toate astea se, se reduc la întrebarea dacă tu nu mai pari sau nu mai poți să mai pari așa cum pari, îți dă cineva un pahar cu apă sau o bucată de pâine. Pentru că dacă nu îți dă nimeni niciun pahar de apă sau nicio bucată de pâine, înseamnă că tu te-ai străduit să pari într-un fel pentru unii că nu le pasă de tine. Uh -huh. Și atunci apare întrebarea dacă lor nu le pasă de tine, de ce ți-ar păsa? ție de părerea pe care o au ei despre tine. Da. Și cred că de aici începe din a fi sincer cu tine și a zice, bă, de ce fac eu chestia asta? Ce-mi cumpăr în momentul în care îmi cumpăr ceasul ăsta, telefonul ăsta, mașina asta? ce îmi cumpăr? Asta înseamnă să fii foarte onest cu tine cumva și E un proces, adică da, nu o e să un fii proces, da. Destul de la început. De, destul de complicat, dacă e să mă întreb pe mine. Destul de complicat să ajungi în punctul în care să zici, bă, chiar îmi trebuie mașina asta? Sau eu, de fapt, mi-o doresc ca să mă vadă Gigel și Maria în momentul în care parchez în fața restaurantului? E greu. Cum ajungem în punctul ăla? Prin a fi cinstiți cu noi, dacă, nu, dacă alegem să nu fim cinstiți cu noi, matematica e simplă, Începem să ne cumpărăm niște lucruri pe care nu ne le permitem, și la un moment dat ața se întinde atât de mult încât se rupe. Da, da. Și o să trecem printr-o zonă de suferință, în care și în momentul ăla în care trecem prin suferință, o să începem să ne întrebăm cine suntem noi, de ce facem asta, o bucată o să dăm vina pe altcineva, că altcineva devine Maria și Ion, când m-au văzut, când am venit acolo, după care o să constați că tu trebuie să rezolvi chestia respectivă pentru că tu ai făcut-o. Uhum. Și în momentul ăla încep să fii sincer cu tine, și pentru că altă cale n-ai. Adică, Corect. mori sau ca să supraviețuiești să schimbi ceva. Corect. Există la noi o, așa, o, o vorbă care se tot spune de câțiva ani încoace. Pune banii să muncească pentru tine, venit pasiv. Este așa un tagline pe care eu l-am auzit de foarte multe ori, cel puțin în zona asta de media și de social media. E ca un trend așa, să nu muncești și să pui banii să muncească pentru tine și să ai venit pasiv. Uh -huh. Care e perspectiva voastră cumva, care e pers perspectiva banometru când vine vorba de venit pasiv și de, puni banii să, și de pune banii să muncească pentru tine? Și mai concret, când ar trebui un om să se gândească la asta? Care e perspectiva care, pe care ar trebui el să o abordeze când vine vorba de venitul pasiv? Ok. Prima chestie. Când vorbim despre banometru, banometru înseamnă părerile mele și ale colegilor mei. Toți suntem consultanți independenți, cu toții am trecut prin probleme financiare și ne-am redresat, și la un moment dat am început de ce au fost selectați așa, ca să nu-i judecăm pe aia din fața noastră. Nice. Și ca să walk the talk, să mergem pe unde vorbim, nu să vorbim mai rea. Bun. Și, ca urmare, astea sunt părerile noastre, nu sunt părerile altora. Și asta e prima chestie importantă okay. de, de știut. Uh, doi, s-ar putea ca tu să ai niște bani în buzunar acum și dacă stai și te uiți și știi cât ai avut la începutul conversației, o să constați că nu s-a schimbat suma respectivă Corel, între timp. Corect, să știi că chiar am. S-a schimbat <laughs> e, chiar suma, chiar ea -a verifică. -a. Vezi dacă s-a schimbat no, suma. Eu sunt tot aia. Banii n-au muncit pentru tine? <laughs> No, nu, nu, pot să înțeleg, nu știu de ce n-am muncit pentru tine. E <laughs> fabulos. Banii nu sunt decât niște hârtii. Corect. Cu care tu poți să cumperi niște lucruri care să aibă valoare pentru cineva. Dacă tu îți câștigi uh, munca, îți, îți câștigi banii lucrând, practic banii respectiv sunt un simbol pentru viața ta lucrătoare. Arată câte ore ai muncit -o acolo și atâtea ore ai tu pus în buzunar. Uh -huh. Și ca urmare, în momentul în care tu cumperi ceva, îți dai viața ta lucrătoare. În momentul în care închiriezi ceva, îți dai viața ta lucrătoare. Ca urmare, în momentul în care tu cumperi ceva, în speranța că o să cumperi cu un leu și o să dai cu doi lei, tu ce îți spui ție de fapt este că lucrul pe care l-am cumpărat are mai... există cineva dincolo care prețuiește lucrul ăla la mai mult decât l-am evaluat eu și o să fie dispus să dea banii ăștia să-mi dea banii ăștia, adică să muncească pentru el ca să-mi dea banii. Uh -huh. Nu banii muncesc, lucrul respectiv are o valoare pentru persoana respectivă, o valoare pentru care el e dispus să cedeze viața lui lucrătoare. Sau este dispus să folosească bunul respectiv, adică să-l închirieze de la tine, în așa fel încât să tu să primești o chirie care reprezintă din nou viața lui lucrătoare. E, în momentul în care, spre exemplu, mergi în Târgu da, dau un exemplu. Cine nu știe, un orașel din Moldova. Vezi acolo o casă super, super frumoasă. Acolo o casă aia poți să cumperi cu 50.000 de euro. În bucurești o casă din aia. Pentru o casă din aia trebuie să dai un milion de euro. De ce? Pentru că acolo nu e altcineva care o să cumpere. Nu e o persoană dispusă să-și dea un să milion dea de euro chiar dacă casa arată la fel cu asta de aici. Bun. Și asta e o chestie. Banii nu muncesc. Asta e foarte clar. Ajută să-ți cumperi lucruri care să-ți aducă bani. Dacă ai spus să-ți cumperi lucrurile alea care să-ți aducă bani, tu trebuie să faci întâi banii aia. Cum? Dându-le ceva de folos celorlalți în așa fel încât ei să se despartă de viața lor lucrătoare. Și asta înseamnă că pentru a face venit pasiv, tu întâi trebuie să faci venit activ. Asta nu înțeleg mult și își pierd Are. foarte mult timp la început. Ți-am zis că am doi băieți, da? s-au băgat în zona cripto, evident, nu putea. Tata, tu nu înțelegi? să-ți explicăm noi care e treaba cu cripto. Bine, ok, hai, explicați. -mi. În momentul în care, spre exemplu, Luna s-a dus în cap, Ștefan, cel mai mare, nu mi -a zis nimic, el era capul acolo. Cel mic mi-a zis, s-a dus în cap aia. După care, în momentul în care Luna și-a revenit un pic, mă sună asta mare, tata, Luna a făcut 5x. A făcut 5x de unde căzuse în cap, dar mă rog, asta e altă discuție. Da, da, da. da. Că, fiecare vrem să căpătăm aprecierea celuilalt. Corect. Dar asta înseamnă ce au făcut ei acolo, înseamnă că ei n-au avut o strategie. Nu au reușit să coreleze risk-reward, care e riscul, care e recompensa pentru riscul pe care mi-l asum. Și, de asemenea, au mai făcut niște chestii care, iarăși, nu sunt sănătoase, nu și-au pus top loss adică sunt dispus să pierd maxim atât, da, dar, da, da, da. și nici take-profit, când ajunge acolo, să fie vând. o să mut, fie o să vând, fie o să mut mai sus. Ordinele pe care le am. Da. Niște chestii de bază, dar la fel ca și în partea asta de educație financiară, oamenii fug de zona de bază. De ce să-mi fac eu situația financiară? Cam am idei pe unde sunt. Între am idei și știu unde sunt, e o mare diferență. Unde vrei să ajungi? Păi vreau să-mi cumpăr casă. A, super, ăsta e obiectivul tot, da? Minunat. Obiectivul ăsta tot că vrei să cumperi casă se reflectă în bugetul pe care l-ai tu pe luna viitoare, adică din toți banii pe care i-ai făcut se duc 100 de lei sau 200 de lei pentru avansul pentru casă sau pentru toată casa, sau vin fiecare zi cu o cărămidă acasă. Da. Și asta înseamnă să iei din ce știi și din, să transformi în chestii acționabile, chestii pe care tu le poți face în fiecare zi. Uh -huh. După care, evident că fiecare dintre noi și-ar dori la un moment dat... Să stea la plajă și să... Să facă bani. Și să, da, banii să curgă peste el, să-i trimite da. cineva așa și tu să zici, oh, ce mă fac Ma, cu atâția bani, nu Ma. știu. Ma. Evident că și asta se transformă într-o problemă. Adică eu am realizat anul ăsta, spre exemplu, că ce face banometru este să mute oamenii dintr-o frică în altă frică. Ok. Adică din frica de a nu mă descurca, de a avea destui bani, în frica de ce fac cu atâția bani sau ce fac cu banii ăștia. Da. Două frici diferite. Corect reale și acum tu îți alegi frica în care vrei să trăiești. Da. Bun, când ajungi în frica asta, de deci ce fac cu atâția bani, trebuie să te întrebi cum dispare frica. Și frica dispare prin cunoaștere și prin asumare. Că poți să pierzi. Că sunt chestii care se pot întâmpla. Și asta înseamnă că venitul pasiv mai, mai vin de o chestie. Ai cumpărat o chestie și ea o să te plătească pentru tot restul vieții tale. Da. Sunt lucrurile au căpătat o asemenea viteză, încât firme se nasc și mor cu o viteză mult mai mare decât se întâmpla până acum. Correct. Adică, firme precum Coca-Cola, Johnson Johnson sau altele care există de sute de ani sau ceva pe acolo, apar din ce în ce mai rar. Companiile ajung mult mai repede la maturitate și mor mult, și mai, mor repede. mult mai repede. Nu? Și atunci, e ok, ți-ai cumpărat, să zicem, Facebook sau Google. Unde o să fie aia peste 20 de ani? Că se presupune că tu stai și nu mai faci nimic, da? Tu o să fii aici. Că speranța de viață presupune că dacă ești bărbat în România, a până la 71 de ani. Mai sunt 50 de ani până atunci sau 40 de ani, câți mai sunt? O să mai fie până atunci astea două companii? O să fie în stare să se schimbe în momentul în care apar alte platforme mai performante sau nu o să fie în stare. Dacă nu sunt în stare, o să ta deveni, dispare. Și asta înseamnă că ideea asta a devenit pasiv e real într-o anumită măsură, doar că nu 100%. Nu chiar așa. Poți să să-ți vină venitul din investiții. Da, noi avem un proverb foarte bun în acest sens care spune că, spune că ochii în îngrașă vacă. Ca urmare, dacă ți-ai luat vacă, fii cu ochii pe ea, că vaca dispare, pleacă în altă parte sau știu eu ce mai face și, sau nu mai de lapte că nu mănâncă. Și dacă vrei să faci asta, ocupă-te de investițiile tale. Care e un raport sănătos între venitul activ pe care cineva ar trebui să-l aibă și venitul pasiv? Adică când ar trebui să se gândească la un venit pasiv, la pune banii să muncească pentru tine? Păi deci, cumva tu, tocmai am spus că asta sună ciudat și că poate nu reflectă da. în tocmai realitatea. Ca idee, în momentul în care te angajezi undeva, încep să lucrezi pentru sursa ta de venit pasiv de la pensie, că pensia e o formă de venit pasiv. Corect, da sperând că o să existe statul în aceeași formă, că o să fie suficient de mare natalitatea încât să fie suficient contribuabil la bugetul de stat în așa fel încât tu să-ți primești pensia, tu începi să-l crezi din prima zi. E, asta dacă te bazezi pe stat. Dacă nu te bazezi pe stat, poate că ar fi bine tot din prima zi să începi să te gândești ce fac, măcar să acopăr diferența în sensul în care la 65 de ani, când ești la pensie, tu o să primești undeva o treime din salariul pe, sau dintr-o medie a salariilor pe care le aveai. Da. Adică, dacă mâncai o pâine, o să mănânci o treime dintr-o pâine. Și atunci, un prim obiectiv ar fi, băi, poate o să vreau să mănânc o pâine întreagă, hai să-mi cumpăr de cât mai repede diferența aia de. Deci, cu cât încep mai repede, cu atât mai bine. Și motivul pentru care zic cu, cu cât încep mai repede este că ăsta e un proces. Toate lucrurile astea, să faci bani, să îi cheltuie cu cap, să investești, să înveți să te împrumuți. Sunt niște abilități, adică sunt niște lucruri care se antrenează, nu se naște nimeni cu ele. Ca urmare, o să se întâmple la fel ca atunci când ai învățat să mergi. Adică o să cazi, o să te doară, o să te ridici, o să cazi, o să te doară, o să te ridici, o să cazi, o să te doară, o să te ridici, la un moment dat o să înveți să mergi, după ce ai învățat să mergi o să înveți să alergi. Corect. Și tot o să mai cazi din când în când. Ăsta e procesul prin care o să treci în toate astea, ca să faci mai mulți bani activ. O să treci prin procesul ăsta, să-ți controlezi cheltuielile, o să treci prin procesul ăsta, să investești, adică să-ți cumperi lucruri care să-ți aducă bani cu cât mai puțin efort din partea ta, și asta e o chestie care presupune efort. Ca urmare, trebuie să-ți dai cât mai mult timp la dispoziție pentru asta. Corect. Și să începi prin a te educa. Sunt într-o situație, să presupunem că eu sunt într-o situație dificilă cu banii, nu mi-ajung de pe o lună pe alta, cheltuiesc mai mult decât produc, intru la tine pe platformă, vreau să fac vreau să fac consultanța asta unul la unul. Uh -huh. Povestește-mi un pic ce se întâmplă, cine mă ia în primire, cum ajung, Cum ce se întâmplă pui acolo. ce poți să faci acolo când ai intrat, după cum am povestit, secțiunea asta se cheamă coaching, că asta e metoda. Da. Apeși pe butonul respectiv, cred că e primul buton din stânga sus, apeși pe butonul respectiv și îți apare un formular unde pui nume, prenume, răspunzi la câteva întrebări, cred că sunt șase, și după aia apeși pe... Sen, și în 72 de ore, te sună o colegă de-a mea ca să te programeze la o conversație cu unul dintre colegii noștri. Telefonic. Telefonică. Telefonică. Okay. Dacă ești cumva din București, Galați, Pitești sau Brașov, poți să vezi pe vreunul dintre colegii noștri și la ochi, în ah, sensul în care nice. ei sunt în localitățile astea. Deci de există și varianta în care să ne întâlnim Există face și to varianta face. asta face-to-face. Face. Majoritatea oamenilor preferă da, uh, prin telefon. Că... Sunt unii care vor zoom, uh, whatsapp sau okay. whatever, că okay. preferă să vadă. Unii preferă doar să audă persoana respectivă pentru că le dă zona asta de uh, confort. La fel cum te trezești în tren că vorbești cu unii pe care nu știi despre toate prăstilele de pe planetă, da, da, pentru da, că da. ești sigur că nu o să-i mai vezi da, niciodată. nu-ți nu -ți pasă. Cumva, da? nu-ți pasă, da? da? Exact, okay. Ei, Bun, te programează. Când te programează, ajungi și te sună persoana respectivă la ora stabilită. Ideal ar fi să răspunzi la telefon. Nu se întâmplă întotdeauna. Îmi imaginez, da. Da. Ideal ar fi dacă să... Mă gândesc că dacă omul nu plătește, da. nu simte chestia asta, bă, nu am, simte dat, un asta. Trebuie am să... dat un ban. Am dat un ban. În schimb, ce poate ar trebui să simte este că în momentul, în ora pe care el a blocat-o, putea să fie altcineva. Altcine altcine exact, da. Ok, să presupune că persoana răspunde, trece întâi printr-o zonă de cunoaștere. Cine ești tu? Câți ani ai? De unde ești? Căsătorit, necăsătorit? Ai copii, n-ai copii? Lucrezi, nu lucrezi? Ce, ce lucrezi? Să face un portret. Da, asta îl ajută. Omul nu te întreabă ca să comunice datele astea cuiva. Datele astea rămân între tine și el. Uh -huh. Sau dacă uh, mai facem uh, niște rapate, datele personale sunt scoase de acolo, dar ne ajută pe noi să ne îmbunătățim, să știm că, uite, oamenii care vin la noi sunt 30-40 de cu ani. Cu doi copii. Cu doi copii care, care nu știu ce. Da, nu știu ce. Da. Și asta ne ajută după aia să ajungem mai ușor la ei. Da. Bun toate astea au și influența asupra vieții tale financiare. Adică, într-un fel, mai. e o persoană care stă, câștigă 4.000 de lei pe lună și stă cu, acasă la mama și altfel e dacă are și trei copii și cinci căței și doi copii, că toate astea au efect asupra vieții tale financiare. După care, întrebarea este, ok, de cine ai sunat? Care e problema pe care vrei să o rezolvi sau da. care e obiectivul pe care l-ai tu atunci? Iarăși, mulți oameni nu se gândesc la treaba asta și asta arată, din nou, o chestie, un, un obicei pe care îl avem noi, nu suntem obișnuiți să ne valorizăm noi timpul. Intrăm în cursuri pe care nu le aducem până la capăt pentru că nu ne-am stabilit de la început ce vrem noi să ne luăm de acolo. Intrăm în relații fără să știm ce vrem noi de la partenerul respectiv. Și asta e un lucru pe care ar trebui să ne asumăm că, băi, urmează să pierd o oră cu ăsta. Ce, vrei eu ce vreau eu să aflu bine? de la el? care să mă ajute pe mine. Nu în general așa, nu să-i povestesc despre situația economică a României, despre care eu am păreri. Despre care avem păreri, dar se poate întâmpla inclusiv treaba asta. Doar Acum că asta... Ne-am și imaginat, știi, cum stă cineva și sună și un consultant de-al vostru care e bine intenționat și vrea să te ajute și persoana de pe partea cealaltă spune, domnule, dar România asta nu e... Da, da, da. Sunt lucruri cu care s-ar putea să fim de acord. Da. Dar nu te ajută pe tine. Da, corect, Or, tu corect. investești primești de la noi o oră ca tu să-ți rezolvi problema a ta. Da, da. Nu de altă, dacă puteam să rezolvăm noi singuri toate problemele țării în da, asta, da, nu da, mai da. pierdem vremea să mai vorbim, rezolvăm problema și gata. Corect, corect, corect. Și atunci, practic, ideea este ce vrei, de unde pleci, cum facem să ajungem acolo și care este cel mai mic pas pe care poți să-l faci tu de acum până tura viitoare, în așa fel încât să încep să pui mișcare planul ăsta. Pentru că, așa cum am mai spus, mulți oameni știu ce au de făcut. Mai mulți nu fac da. ce știu că au de făcut. Cum lafel, și eu știu că trebuie să schimb dieta. Nu mi-ies. Da. Deocamdată, pentru că poate nu e suficient de importantă pentru mine încă. Corect, poate nu te doare atât de rău. Atât știu? de rău. Exact. Poate erau, îmi spunea cineva, un. un o zicală în zona asta, un câine care stătea pe un cui și schele ea și trece un nene. Și zice, domnule, nu vezi că schelele, câinele, ajută-l și tu, ridică-l. Și că nu, nu, nu-l doare destul, de aia nu se ridică. O să se ridice el singur, nu trebuie să ridic eu. Foarte, foarte bună zicală asta și asta arată cumva și relația care se stabilește între cel cu care vorbește, persoana care vine la noi. Treaba mea nu este să fac în locul lui. Corect, da. Treaba mai să este să vedem. Hai să vedem. Stai pe cui? Da. da. Îți place? Fabulos. Nu-ți place? Hai să vedem ce e de făcut de aici ca să te moți mai încolo da. sau ca să-ți mai adaugi un cui. Că fiecare are Corect. dorințe diferite. Uh, eu te pot suna, gen pot accesa programul ăsta de coaching. Și dacă am o problemă și dacă n-am o problemă, de exemplu să zicem, bă, mi-e, mie, mie bine, sunt ok, dar vreau eu să-mi optimizez cheltuielile, poate am ca și obiectiv să încep nu știu, poate o afacere nouă, poate să încep ceva pentru mine, un proiect personal și vreau să mă optimizez un pic, nu neapărat că am o problemă. Uh -huh. Avem, cred că, o jumătate din persoane, ne sună fie uh, pentru că ar vrea să economisească și nu reușesc încă sau ar vrea să câștige mai mulți bani, nu am, să vor confirmări. Okay. Nu au neapărat o problemă stringentă, dar ceva nu funcționează cum și-ar dori. Și atunci, în momentul în care trecem împreună cu ei și-și fac bugetul și văd care e situația actuală, văd unde își doresc să ajungă, încep să, să apar niște chestii concrete. Păi, eu îmi doresc să mă mut de aici, aici. Vorbim de asemenea cu uh, antreprenori la început sau persoane care își doresc să devină antreprenori și cumva. Nice. Uh, inter uh, unde ne intersectăm noi aici este fix zona asta de uh, sunt în stare. Înțeleg că în momentul în care eu creez afacerea asta, eu creez o persoană nouă care trebuie să aibă un buget separat de al meu, care trebuie să aibă niște previziuni făcute pentru ea ca să știu în ce moment o să ajung să nu mai vin cu bani de acasă. Pentru că o chestie pe care o întâlnim la persoane care fac afaceri de ceva vreme este că încă nu reușesc să separe bugetul firmei, de bugetul familiei și problemele de acasă se duc în firmă sau problemele din firmă se duc acasă. Și da. atunci, cumva, cred că aici e zona în care ajutăm noi mai mult. Altfel, mai sunt o grămadă de resurse gratuite unde iarăși nu ți se vinde ceva, cum ar fi, spre exemplu, pe startarium.ro, care e tot un program de educație antreprenorială de genul ăsta, și unde poți să înveți, să-ți definești clientul, să uh -huh. îți calculezi în ce moment nu o să trebuiască să mai vin cu bani de acasă. Minunatul break-even break sau prag de rentabilitate. Sfântul break-even. Sfântul break-even, break uh -huh. exact. Da. Din momentul în care tu începi să faci profit. Uh, ce, ce vreau să zic este că da, putem să-ți dăm niște uh, sugestii, putem să te ajutăm să-ți clarifici asta, nu facem consultanță de business în da, cadrul da, da, proiectului da, da. ăsta, nu pentru că nu avem oameni, oameni pregătiți, ci pentru că nu e obiectivul proiectului. Da. Da. Bun, deci am intrat pe banometru, mi-am luat, mi-am dat acolo click să-mi iau ședință mm -hmm. cu voi, sunt într-o situație mai delicată, nu sunt în partea cealaltă. Okay. S-a întâmplat prima ședință. De câte ori mă aud cu voi? Care este sistemul? Ok, uh. În general, noi avem pus uh, o limită care e dată de resursele financiare și anume de până la patru sesiuni de 1 la 1 cu persoana respectivă. Okay. Okay. Uh, media arată că avem un, undeva în jur de 2,3 sesiuni, uh -huh. 2,3 okay. sesiuni, da, da, da. Uh, ținute uh, la oamenii care se înscriu. Și uh, avem și oameni care nu reușesc să-și rezolve uh, problemele în cele patru sesiuni și cu care mergem mai departe. Ah, ok, nu, nu aveți o chestie gen bătută deci în cuie. astea patru sesiuni sunt probleme. acolo, dar sunt situații în care, teoretic, ar trebui să vezi dacă uh, poți să fii de ajutor sau nu poți să fii de ajutor, dacă persoana respectivă este dispusă să se ajute sau nu este dispusă să se ajute în alea patru sesiuni. În schimb, mai sunt situații delicate, precum uh, persoane care au diverse adicții de joc, de noroc, de droguri, de nu știu ce, unde nu ajută atâta. Evident că nici ajutorul nostru nu este suficient dacă el nu face terapie. Avem în plan un proiect, vedem dacă iese și o să mergem spre, și spre zona asta, sperăm. De asemenea, sunt situații în care persoana respectivă este executată. Am avut o situație de genul ăsta, este în executare și am mers împreună cu ea la uh, IFN-ul la care unde se întâmpla executarea, și-a primit o extindere ca să poată să-și vândă singur apartamentul în loc să-i vândă executorul, că Pe, nu putea să ajungă da. mai bine, să scoată mai puțin bani și să-i rămână ceva mai mulți ca să uh, își înceapă viața de la început. Sunt situații și situații. Uh -huh. După cum am spus, nu vindem nimic, avem solicitări de la unii, știi că vreau să fac coaching cu tine și nu știu ce, și spunem nu se poate pentru că ăsta e programul aici. Și asta e. Și, deocamdată, am putut să facem asta. Ne-am uh, apucat acum și am scos, uh, am autorizat la ANC cursul de coach, în așa fel încât să putem să creștem numărul de persoane care sunt disponibile, să vedem cum o să și reușim să finanțăm treaba asta, ca să poată să ajungă la cât mai mulți oameni din țara asta. Nice. Uh, mai există și alte proiecte, și, dar e foarte, sunt foarte bucuros că există. Problema și nevoia este atât de mare încât este cred la. că oricine poate să contribuie la asta e binevenit. E foarte nice cumva că voi ca și intenția, aveți for el zona asta. Bă, hai să-i ajutăm pe oameni, cu adevărat, și Hai să facem ceva astfel încât să ne fie nouă tuturor mai bine. Că dacă oamenii înțeleg zona de educație financiară e mai bine și băncii și lui ING e mai bine și omul e bine și mie mi-e bine ca locuitor al țării și așa mai departe. Adică mi se pare că e o buclă continuă din care are toată lumea de câștigat. Uite, apropo de buclă asta, să dau un exemplu. Există studii care arată că oamenilor începe să le pese de mediu după ce venitul lor anual depășește 5.000 de dolari. Deci dacă tu nu faci undeva 25.000 de lei pe an, venitul tău net tu ești la limita supraviețuirii în așa fel încât nu-ți pasă cu ce preț pentru mediu faci lucrurile respective. Abia din momentul ăla începe să-ți pese. Da. Și uite, ca urmare îți pasă de oameni, reușești să duci să se ducă spre uh, dimensiunea respectivă, e foarte bine. Evident că avem și noi tendința să ajutăm punctual. Stai să dau ăsta asta un pește astăzi. Dar asta are un impact foarte mic și omul poate folosește doar pentru momentul respectiv lucrul ăsta. Dacă el învață să-și ia propriile decizii financiare, ar trebui să fie mai bine pe termen lung. Uh -huh. Ne dorim să putem să ajungem și în zona de hai să dăm un pește, încă nu suntem acolo, ce putem să te învățăm cum să prinzi. Nice. Care, sunt, care sunt viziunile voastre de viitor cu banometru? Ce, ce vreți să faceți? Unde vreți să ajungeți? Care este? Uh, păi. Uh, știi, banometru o să se desfințeze sau, mă rog, zona asta de educație financiară o să dispară că nu o să mai fie nevoie de ea, o să dispară în mod natural. În da. urmare, primul lucru, noi lucrăm către zona asta de autodistrugere. Am înțeles. Paradoxal. Da, nu da, paradox. e paradoxal. Deci scopul nostru este să nu mai existăm. Scopul nostru este să nu mai existăm pentru că în momentul ăla o să ne putem duce spre a doua direcție pe care o avem și anume educația antreprenorială, care e doar o bucățică din educația nice. asta financiară sau economică pe care o ai. Dacă omul să se ducă cu minim de riscuri în zona antreprenorială, ar trebui să-și să cunoască foarte bine situația financiară proprie, să fie în stare să facă previziuni cu privire la viața proprie, ca după aia să poată să mute previziunile astea la viața unei alte entități, respectiv firma pe care o creează. Da. Și tot ce ai învățat pentru tine, despre tine, poate fi mutat în zona respectivă. Nice. Ca urmare, nu cred că o să rămânem fără obiectul muncii, ne dorim să ajungem la o rețea națională, ne dorim să experimentăm, ținem în momentul ăsta și în companii ateliere, unde oamenii sunt deja la locul de muncă. Există o statistică europeană care spune că uh, om, un om care are dificultăți financiare, și cumva un, în Europa sunt vreo 60% dintre angajați, 68% dintre angajați care au dificultăți financiare de un fel sau altul, din persoanele astea, 70% consumă 9 ore pe săptămână pentru a-și rezolva problemele financiare din care trei la serviciu. Dacă pui ori 52 de săptămâni, se fac 100. 56 de ore, aproape o lună lucrătoare, omul la o consumă ca să-și rezolve o problemă foarte stringentă legată de finanțele lui. Da. Ca urmare, are sens să faci zona asta de educație financiară la locul de muncă și ce ne dorim este ca, dincolo de ce facem în momentul de față, respectiv, putem să venim în companie, să ținem un atelier și după aia oamenii se pot programa dacă doresc la sesiunile de 1 la 1, să vedem dacă reușim să sprijinim o companie să-și implementeze intern un program de educație financiară, în așa fel încât oamenii să fie acolo, unii lângă alții, și să se sprijine să-și realizeze obiectivele financiare. Noi mai avem și o comunitate pe Facebook ca să putem să ținem conversație despre bani deschisă în capul oamenilor, și mai avem și un program de peer-to-peer, uh, -peer. adică uh, oameni care doresc să-și atingă obiectivele, să un partener de succes, vin și au cinci întâlniri moderate de noi în care învățăm să stabilească obiectiv, orice obiectiv, nice. și cum să ajungă acolo și cum să fie alături de cineva care are un obiectiv, în așa fel încât să poată lua lucruri respectiv și să-l replice în tot restul existenței lui. Adică chestia de spate, noi îl folosim aplicat la zona financiară. Poate să-l aplice și la box, poate să-l aplice și la dans, uh -huh. poate să-l aplice și la dietă, dacă vrea. Și cumva, mă rog, este țea națională, avem vise mari, pentru că e nevoia mare. Nice, da, mișto. Faină inițiativă Fii atent, uh, întrebare filozofică de final. Da. Imaginează-ți un banner mare cât toată clădirea asta unde filmăm noi acum, pe care ai posibilitatea să-l pui la victorie, în intersecție. Evident, să-l vadă toată lumea că e cât clădirea asta de mare. Ce ai scrie pe bannerul respectiv? Ce aș scrie? Cred că, ca să fie scurt și să intre, fii tu și asumați că ești tu. Ok. Sau nice. altfel, ar putea să fie inclusiv chestia asta de aici, noi suntem povestea pe care nu, nu spunem nouă. Noi hotărâm ce poveste ne spunem. E același lucru. Nice. Pentru că altfel mă rog, nu știu câți are înțelege, că e vorba da. ta filozofică, dar când punem banner? Doamne ajută să văd. <hie> dar am multe bannere, să știi, de pus, că toată, okay. toți invitații au câte un banner. Am o grămadă de bannere interesante, să știi. Sunt foarte sigur. multe benere interesante da, de-a lungul, de lungul episodelor. Mersi fain pentru discuția asta cumva inclusiv pentru mine a fost așa ca o, o deschidere mult mai, mult mai largă când vine vorba de educație financiară sunt, să știi că o să aplic la coaching-ul ăla unul la unul și de curiozitate și de vreau să văd exact ce se întâmplă, chiar sunt foarte foarte curios, mă bucur că faceți inițiativa asta, repet, for free adică că nu vreți nimic de la oameni cum spuneam, îți dai seama, primul instinct e când auzi că Banometru și ING, bă, ăștia vor să vândă ceva. De fapt, nu vreți să vindeți nimic și din contră vreți să-i ajutați pe oameni, ceea ce e un lucru super, super nice. Deci oamenii vă găsesc pe banometru.ro, intră acolo, găsesc și resurse gratuite, poate să aplice și la coaching ăsta 1 la 1. Dacă nu se descurcă, de au zi. și număr de telefon la care să sună. Au și număr de, de telefon. Descurc, dar vreau să mă scriu. Da. Știi cum e? Are un iz de tu good to be true, știi? Păi trei, încearcă da, Și vedeam. exact, exact, exact. Bravo, felicitări încă o dată. Mă bucur că există oameni ca voi for real și cred că avem nevoie din ce în ce mai mult de zona asta de educație, cumva e și zona de care, de care eu sunt pasionat și spre care vreau să merg. Și evident că mă bucur când există colegi și programe în în direcția asta, mai ales în zona de educație financiară, unde repet, suntem așa și că o pătăm un pic și eu și toată lumea. Felicitări încă o dată, bravo! Mulțumim tare mult și mulțumim pentru invitație! Cu drag!